Jurnale și memorii. Cronica unui început de veac care inundă tumultos peste continentul istoriei și poemul unui început de viață tulburătoare se îngemânează în paginile jurnalului lui Lucian Blaga. Surprinzând miracolul descoperirii vieții imediate, aroma gestului cotidian sau decolarea iluziilor spre devenirile metaforei și gândirii, cel care va deveni marele făuritor de visare și frumusețe își rememorează cărările tainice ale copilăriei și tinereții arzătoare, invitându-ne generos să parcurgem împreună cu nostalgiile sale sensul cunoașterii, deprinderea ritualului creației sau exaltările prieteniei, iubirii și a bucuriilor simple. Alături de el vom înțelege mai profund rostul cântecului ivit din adâncurile țării, din istoria sa milenară, din sclipirile ochilor oamenilor săi, fulger pe portativul duratei care se ridică impetuos spre desăvârșire. Urmând firul Ariadnei, pe care îl trasează poetul cu meșteșugită slovă, vom parcurge istoria unei vieți țâșnită din lutul românesc și integrată în armonia universală. Copil, îmi plăcea, despoiat de veșminte, să intru în picioare în cada de grâu, cufundat până la gură în boabe de aur. Pe umeri simțeam o povară de râu. Și acum, în timpuri târzii, când mai văd câteodată grămezi de semințe pe arii, a nevoie pun capăt fierbintei dorințe de a le atinge cu fața. De alintarea aceasta mă ține departe doar teama de a nu trezi zeii, solarii, visătorii de visuri tenace, cu minți. Lucian Blaga, Cronicul și cântecul vârstelor. Sat al meu, ce porți în nume sunetele lacrimei, la chemări adânci de nume, în cea noapte te-am ales ca prag de lume și potecă patimei. Mai 1895. Casa părintească din Lancrăm, sat situat între orășelul Sebeș Alba și cetatea Bălgradului, era o clădire veche, destul de masivă. Ne rămase de la moșul Simeon Blaga, care fusese până la 1870 preot în sat. În grădiniță se înălța uriașul castan ce copleșea cu coroana lui toată casa. Bănuiam sub scoarța castanului lăcașul unui duh, legat în chip misterios de destinul casei și al familiei. În casă se urma un șir patru încăperi. Mi-aduc aminte de două dulapuri vechi de nuc, cu uși ce luceau în jocuri de apă, și de o comodă Biedermeier, pe care un ceas auriu pus sub un clopot de sticlă cânta când era tras două melodii vieneze cu sunete metalice, săltărețe și ușurele, ce evocau o epocă.
Aceasta era lumea mea. Casa, șura, stogul de paie de după șură, în care îmi făceam în fiecare vară un adevărat labirint, în firidele căruia îndesam pepenii galbeni să se coacă mai degrabă. Mai departe, pe râu în sus, către miază zi, se profilau munți albaștri, iar pe râu în jos, spre miază noapte, alți munți, munții Apuseni, îndepărtarea cărora deslușeam două vârfuri, unul boltit, altul ascuțit. Spre apus știam că se întinde Valea Mureșului, căci de acolo veneau toamna negurile, aspre și reci. În munții Apuseni, dragul meu, mai este o țară, țara vâlvelor. Și între aceste vâlve se stârnesc bătălii după chipul și asemănarea furtunilor. Fulgerele care lucesc în zarea nordului sunt săgețele de foc ale vâlvelor. Da, mamă, simt că munții Apuseni pot fi o margine, o margine a lumii, și că dincolo de ei nu mai este nimic decât povestea. Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului. Mama, cuprinsă de neliniște și îngrijorare, găsi de cuvință să mă ducă la oraș să mă arate unui doctor. Și când acesta, după îndelungă cercetare, încheie liniștitor că sunt întreg, mama mai făcu o ultimă încercare să mă ademenească în sfera cuvântului. Dragul mamei, tu ești copil mare acum. Ai 4 ani. Va trebui să vorbești. Așa nu mai merge. Ne faci de rușine. Și azi, mâine, copiii din sat au să spună că ești mut. Nu te îngriji, mamă. Sunt în stare să-ți spun povestea aceea care mi-ai spus-o aseară. Luciane, nu, copilule, nu te rușina și nu pune mâna la gură, dragul meu. Isidor, Isidor, copilul vorbește, vorbește, vorbește. Unde și când m-am ivit în lumină, nu știu. Din umbră mă ispitesc singur și cred că lumea e o cântare cu cuvinte stinse în gură. Am cântat și mai cânt marea trecere, somnul lumii, îngerii de ceară. De pe un umăr pe altul, tăcând, îmi trec steaua ca o povară. Pe tata l-am pomenit numai ca pe un pasionat om al cărții. Deși se spune că în tinerețe a fost un priceput gospodar și un bun sătean care a rostuit multe schimbări în treburile comunei. Acum, aproape ziua întreagă, el citea întins pe pat. Cu noi nu mai ajungea decât la un schimb de tăceri. Înainte de amiază, după amiază și noaptea, până pe la 2, el citea. Clasele superioare ale liceului le-a urmat la Bruckenthal, la Sibiu, unde pentru a câștiga timp a ars etapele consumând într-un an 3 clase și bacalaureatul. Mai păstra și acum în bibliotecă poeziile lui Schiller, un volum ce-l luase ca premiu. În curs de 2-3 generații s-a înfiripat astfel la noi în casă o anume tradiție de cultură germană. Toți cei 9 copii din familia Blaga, dintre care eu eram ultimul, vorbeam limba germană. Foamea de basm, firească vârstei, mi-o astâmpăra cu intermitențe numai mama. Nu știa mama prea multe, dar nimerea fără greș tonul lumii ireale
încât chiar glasul ei mi se părea că vine dintr-o a patra dimensiune a spațiului. În cele din urmă, feciorul nostru, luat cu făgăduințe amăgitoare, fu călăuzit de oaspetele său în celălalt tărâm, unde zilele sunt ca veacurile noastre. În celălalt tărâm, flăcăul văzu o lume minunată, cu priveliști și ființe ce era o neîncercată și nebănuită bucurie ochiului și inimii. După ce a cutreierat vreme de 3 zile toate locurile de sub zarea fericirii, flăcăul își aduse aminte de satul său. Un dor nespus îl cuprinde în aceeași clipă și flăcăul întoarce pasul. Numele lui însemnat pe o hârtie îngălbenită. În puținele zile cât junele a rătăcit pe celălalt tărâm, se scurseseră pe pământ 300 de ani. Mamă, de fiecare dată când mi-o spui, povestea mă tulbură în toată ființa. Mă tulbură basmul pentru dulcea amărăciune cu care vorbești despre zările fericirii, dar și pentru simțământul amețitor ce-mi dă cu privire la încălecarea timpurilor. Satul era pentru mine o zonă de minunate interferențe. Aici realitatea cu temeiurile ei palpabile se întâlnea cu povestea și cu mitologia biblică, ce și-aveau și ele certitudinile lor. Îngerii și tartarul dracilor erau pentru mine ființe ce populau însăși lumea satului. Trăiam palpitând și cu răsuflarea oprită, când de mirare, când de spaimă, în mijlocul acestei lumi. Timpul mi liroseam în joacă aproape neîntreruptă. Cugetul nostru își învăța imperativele de la păsări și flori, astfel că datoria noastră era numai de a crește. Blestemățiile plănuite nu erau întotdeauna inofensive, căci uneori ne dădeam îndemn spre neastâmpăr. În acest cadru de completă nuditate a naturii, răsărea în noi flora confuză a tuturor instinctelor și ciuguleam din ciorchinii celor mai vari stricăciuni ale închipuirii. Adame, nu te minuna, dar creștetul meu este foarte ales sub tăria cerului. Ce zici, Lulu Bobby? Cu mine vine cerul. Cum? Pe când merg, cerul se ține după mine. L-am încercat. Când fug, și după mine se ține cerul. Curat după mine. Zău, curat, nu mint. Ia, ascultă. Adame, da. Tu s-o iei pe uliță în sus. Încolo. Eu o iau pe uliță în jos. Așa. Dacă cerul se ține după tine, cum zici, și vine și cu mine, cum zic, atunci crapă și sărim și acolo înăuntru. Poate că o să vedem chiar îngerii. Mergea cerul cu tine, mă? Mergea. Și cu mine mergea. Și cu tine? Atunci de ce nu crapă în două? Dulcele ce începu cântecul, l-auzi și tu? Într-un lan pe un colnic cântă singur un voinic. Pe sub zările fierbinți sună secera din zinți. Huma s-a făcut în zi ca din arse ciocârlii, ce s-a mistuit cântând, înălțimile îngânând. Vezi al cerului străfund, aer curge, suntem prund.
La 1 septembrie 1902, după ce făcusem un an de școală primară în sat, eram la Sebeș, înscris din nou în clasa 1-a la școala germană. Punând piciorul în clădirea spațioasă, mă învălui un simțământ de însingurare, cu toate că Liciniu și Longin, cei doi frați imediat mai mari decât mine, din cei 9 câți eram, erau și ei elevi la gimnaziul german din aceeași clădire, întâiul în clasa 1-a, al doilea în clasa 3-a. Luciane, păi Luciane, bă, de ce stai în fundul clasei? Hei, hei, ia dă-te la o parte, bă, mă, gădăule. Ia, dă-te la o parte. Aici, în banca, tu-i va sta fratele meu, e clar? Ia, vină cu Luciane, vină cu Luciane. Da, ce e locul meu? Ce locul? Dă-ți din gură să nu mă răieți, că am să vă zvânt, auziți? Cum ce-am cu el să-și bage mințile în cap? Că de nu are de-a face cu mine, să știi. Tăceți din gură. Domnule profesor, eu sunt repetent. Să-ți fie de bine. Dar draga Lucia mi-a luat locul din banca întâia și fratele lui m-a urecheat. Așa? Da. E bine, de ureche te vom duce, blaga, în fundul clasei. Aici să stai, în banca măgarilor. Nu te fălești cu frații tăi mai mari. Am înțeles că acum începea școala adevărat. Am strâns buzele și brăcinarul, hotărând să-mi văd de treburi și să ocup locul acela pe drept. În curs de 3 săptămâni, mâncând distanțele și înghițind, ajung întâiul în clasă. Tată! Îmi pare bine. Dar ce cauți tu aici? Te caut, tate, am auzit că vii în joia târgul. Da, bine, treceam eu pe la tine, pe la gazdă. Da. Dar ești și mama, e cum o duci cu școala? Bine, tocmai ieri am ajuns Erster. Erster? Domnul m-a trimis în banca întâia drept recunoaștere că sunt cel mai bun. Da, bine, bravo. N-am avut niciun copil primul în clasă. Primul în clasă, da, e ceva. Dar bagă de seamă să nu te lași. Bravo, fiule, uite. Uite, 5 crețari pentru trebuință. Să rămână, tată! Nici gând n-am să mă las! Aveam 2 umbre însă. Umbra de zi era a soarelui, umbra de noapte era a dorului. Mă chinuia dorul de casă. A venit Lulu! Lulu, a venit Lulu! Mamă! Lulule, dragule! Mi-a fost dor de tine, copilule drag. Mamă, n-am putut să nu vin să te văd în săptămâna asta. Numai să nu o pățești cu cei de la școală. Nimeni nu o să știe. Am venit pe ascuns, pe râu. Ce dor mi-era de acasă. Ce face tata? Cu cărțile lui. Numai cu cărțile lui. Parcă nici nu trăiește. Mama era o ființă primară. Fără multă școală, cu instinctele materne și feminine preistorice. Preistorice în sensul de plinătăți vitale, grele, masive. Nu avea mama cunoștințe folclorice deosebit de bogate, dar ea trăia aievea într-o lume croită pe măsura celei folclorice. Existență încadrată în zona magiei. Ea se simțea cu toată făptura ei, vibrând într-o lume străbătută de puteri misterioase, dar nu se abandona niciodată visării. Ea era substanța activă, în jurul căreia lua înfățișare palpabilă toate rânduielile vieții noastre. Localul școlii făcea parte dintr-un splendid ansamblu de clădiri roase de vreme. Pe frontispiciu se citea ca pe un pergament deschis o inscripție cu litere mari: Bildung ist Freiheit. Cultura e libertate. Dar cum v-am promis, copii, în vacanța asta plecăm la munte. Voi n-ați văzut încă muntele. Mâine plecăm. Tată, în drumul nostru, să ne oprim la un olar. Ai poftă să înveți olăritul? Sau să vezi cât sunt de îndemânate oamenii din sășiori? Vreau să văd
cum prind oarele formă sub mâna iscusită a meșterilor. Poftim, poftim înăuntru. Bade, bade, uite, copilul ăsta vrea să se facă olar și să-ți fie ucenic. Tată! Să privească întâi și de are repeziciune de mână și de a ști să iubească molicina lutului și dacă a mai ști să prețuiască toate culorile cerului, pământului și ale apei, s-o face olar. Tată! Tată, uite cum se învârte de repede roata olarului și meșterul o învârte cu piciorul. Se învârte roata sfârâind în orice casă. De față sunt în inimă tiparele bătrâne. Trudescu-se ca-n somn olarii și mocnesc lângă cuptoare. Numai arar sunt cercetați de vreo lumină și de zâne. Și cum frământă lutul moale ca pe-o pâine. Uite, tată, cum se joacă parcă cu bucata asta de țărână și cu ce repeziciune crește sub mâinile sale urciorul. Uite, forma țâșnește zveltă, sprinte-nă cu iuțeala unei plante. Olarul nu mai trebuie să sufle duh peste făptura de lut, căci urciorul este viu. Și acum îi fână în mijlocul ca unei fete. Iată, are în el aer și duh și se poate bea din el, după ce am să-l ard, apă sfântă a vieții. Apă neîncepută care îți va da copilii tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Uite, muntele! 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 Acesta era așadar muntele despre care auzisem atâtea și al cărui zvon l-am acceptat ca o țintă de dor, chiar și în visuri. Dincolo de ceea ce mi-arăta muntele, mai era firește și altceva. Purtat de ochi și de închipuire, mă pătrundeam cu și fără fabulație prin toți sporii de vraja și de primejdia muntelui. Muntele era pâlcul de fluturi multicolori ce jucau în cercuri îngânând un nevăzut model planetar după fiecare cotitură de stânca drumului. Muntele era înaltul și adâncul și adaosul de oboseală proaspătă ce o simțeam în sânge. Muntele era această priveliște în care intram tot mai adânc și care la rândul ei intra și ea în mine. Eu deschideam numai ploapele mai tare ca să mă străbată răcoarea prin ochi. Muntele! Munte! Munte! Mai înaintăm câțiva pași și în fața noastră, sub creștetul boltit al Surianului, într-o adâncitură, se întinde oglinda netedă a iezerului. E ca și cum marea ar avea un ochi în vârf de munte. După o vacanță care stăruie tulburător în memorie, plecăm din Lancrăm la Vințul de Jos, de unde urma să luăm trenul spre Brașov. Părinții se învoiseră să ne înscriem la liceul Șaguna. Eu, care rotunjisem 11 ani, în clasa 1, fratele meu, care împlinea 15, în clasa a 5-a. Acolo, lângă cimitirul acesta de lângă tâmpa, se află mormântul lui Andrei Mureșanu. Andrei Mureșanu, poetul? Uh-huh. Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume că în aste mâini mai curge un sânge de roman și că la noastre piepturi păstrăm un falnic nume triumfător în lupte, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, română națiune, ai voștri strănepoți, cu brațele armate, cu focul vostru în vine, viață în libertate, ori moarte, strigă toți.
În vacanța anului școlar 1908 am revenit acasă. Atunci am luat contact cu marile opere ale sufletului și ale gândirii. Răsfoind convorbirile literare, descoperi un fragment din Faust în traducere. L-am citit. Era marea scenă în care Faust încearcă să se otrăvească după ce trece încă o dată prin văile sumbre ale cugetului toate decepțiile. Sângele suna în urechi, ridicat de simțire. Sufla în pânze un vânt nou. Aceasta a fost lectura decisivă ce a deșteptat în mine, la vârsta de 13 ani, cea mai ambițioasă patimă a cititului. Scurt timp după aceea, am dat în aceleași colecții ale convorbirilor literare peste studiile filozofice ale lui Vasile Conta. Nu mai eram singur. Mă întâlneam cu cineva. Îmi confruntam gândurile cu ale unor semeni care gândiseră și ei la fel. De pe urma acestor prime lecturi abstracte, mă simțeam sporit. Da, o fi adevărat că a murit domnul părinte? Lucian, a murit tata. 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 Familia ajunsese la impas. Urma să pregătesc clasa a treia ca elev particular. Mama se frământă toată iarna ca să tragă o încheiere. Va lichida toată gospodăria din Lancrăm, va vinde casa și pământul și se va muta cu noi la Sebeș. Era o jertfă supremă ce se impunea pentru creșterea noastră. Prin preajma echinocțiului de primăvară eram mutați la Sebeș. Schimbam spre un mod de viață minor urban, fără a ieși totuși prea mult din obișnuințe și deprinderi. Satul era la o zvârlitură de băți, iar orașul cu destule aderențe câmpenești, încât și aici puteai să te simți angajat în ritmuri cosmice și încadrat în zilele facerii. Citeam poveri de cărți din biblioteca tatii sau cea publică. Goethe, Schiller, Costache Negruți, Alexandrie, Eminescu, Creangă, Odobescu, Sadoveanu, Iorga. Apoi, printre cărțile moștenite de la tata, se mai aflau și niște broșuri albastre în limba germană, ale Inzilor Schwami, apostol al lui Ramakrishna, cea mai minunată apariție de popularizare și interpretare a filozofiei Vendata. În acel timp de violentă curiozitate intelectuală, se punea de altfel temei viitoarei biblioteci. O întâmplare neprevăzută îi dete sugestia unor resurse pentru întemeiere. Adunând niște haine vechi, se găsi repede și cumpărătorul care să-l păcălească, însușindu-și-le la preț de nimic. Cu suma încasată, cumpără totuși un număr considerabil de volume filozofice. Corespondența lui Spinoza, Lumea ca voință și reprezentarea lui Schopenhauer, Prolegomenele lui Kant și Criticele, o serie de dialoguri platonice. În primăvara anului 1910 mă pomeni ușor luat de un nou val liric. Unda venea de undeva, adusă de primăvară, din preajma brașovencelor fără nume. Am trimis o încercare la Luceafărul în versuri albe, libere. Avântul meu nu-și făcea vad în coloanele revistei, dar obținu un răspuns destul de favorabil la poșta redacției. Românul de la Arad, cel mai important cotidian al românilor din Transilvania, îi publică prima poezie intitulată Noapte. Lucia, da, Liviu. Hai, vină cu mine în curtea școlii. De ce? A sosit la Brașov un tânăr inventator de prin părților răștiei. Ce inventează el, frate Liviule? Păsări de foc? Să caști ochii și să te uimești. Chiar un fel de păsări pe spatele cărora călăresc oameni. Ei, și crezi că o să-mi arate mie minunăția? E tot corpul profesoral și sute de elevi. Toți sunt uimiți. Hai! Uite, uite! Uite-l pe Aurel Vlaicu. E prea tânăr.
Nu-ți prea vine să crezi că a putut scorni el o atare minune? E, tânăr, tânăr, însă puternic, zvel și cu mintea isteață. Lăsați-i, lăsați-i să vorbească vlaicul. Iată, domnilor, aparatul acesta mic cu aripi albe este un model pentru un aeroplan pe care l-aș vrea construit în mărime naturală. Dar ăsta are un metru. Da, domnule profesor, modelul are un metru, însă posedă toate detaliile necesare. Priviți, sub șira spinării, aeroplanul are un mănuin de coarde de gume ce se răsucesc care sortul unui ceasornic și pun în mișcare două elici. Și zboară? Da, de bună seamă, domnule. Dar vântul nu-l poate răsturna? Centrul de greutate este în așa fel calculat și se află foarte adânc față de planul aripilor, încât niciun vânt, oricât de puternic, n-a putea să-l răstoarne decât sfărâmându-l. Și atunci, echilibrul zborului depinde exclusiv de rezistența materialului din care va fi construit, nu? Domnul Liviu Blaga se pricepe, e profesor de matematici și fizică. E ca o libelulă mecanică. N-ați vrea, domnule Vlaicu, să ne faceți o plăcere? Voi demonstra imediat. Zboară! Zboară ca o libelulă cingașă! Și îl dirigează după plac, în jos, în sus, la dreapta și la stânga. Fenomen! Omul o să zboare! Omul o să zboare cândva! Ca o libelulă fără greutate și care înfrânge gravitația pământului și se avântă în tării! Eram cuprins de o exaltare fără seamăn. Unchiul meu, Iosif Blaga, dascăl pentru disciplinele filologice la Liceul Șaguna, pregătea o călătorie de studii cu elevii mari pe țărmurile Italiei. Îmi propusese să particip și eu la această călătorie, deși nu eram decât în clasa a cincea. Am procurat o bursă de călătorie de la Banca Sebeșana din Sebeș, de 120 coroane, și iată-mă încins în febra pregătirilor. Predeal. Am depășit granița. Am depășit granița. România. București. Am fost purtați prin muzee de artă și de științe naturale, pe străzi și bulevarde. La Academia Română, profesorul Ion Ghianu a deschis un sanctuar din care a scos manuscrisele lui Eminescu. Mă emoționa nespus de mult acest contact cu hârtiile și scrisul marelui poet. Constanța. Îmbarcarea! Repede îmbarcarea! Plecăm spre Constantinopol! Hai, pregătiți-vă, copii! Amintiri cu geană de foc rămaseră pe vecie încrustate în inima mea. Școala ne însumă din nou cu brațele ei protectoare, posesive. Și călătoria miraculoasă rămâne să pâlpe în adâncurile ființei noastre. Clasa a șasea a fost ultima ce o mai urmam reglementar la Brașov. Boala m-a ținut îndelung acasă la Sebeș și am decis să mă înscriu în continuare la particular. Dar la întâiele semne de desprimăvărare mă înființam iarăși după o lungă absență la Brașov. Ca elev particular puteam să mă bucur de libertatea mea aproape fără îngrădiri. Îmi exaltam libertatea ca un vis, dar nu abuzam de ea. Eram bucuros că mai puteam să iau parte la ultima petrecere cu dans a elevilor. Horica! Da? Horica, Horia! Da. Ea privește fetele. Da. Toate parcă au înflorit de când am părăsit cetatea. Oh, viziune de poet roman. Nu, ci de filozof metafizician. Uite-o pe Ada, da, blondă ca un fuior de porumb înainte de fecundare. Uite, cealaltă este Leonora, cu o liciun de catifea. Uite Silvia cu Adana de lângă ușe. Are un glas ca un tril de pasăre măiastră. Hai, hai, lasă portretizările. Mai bine dansează cu florile astea. Se vor amăgite în dans. Nu, nu, eu prefer să le admir, nu? Treaba ta, eu mă duc, ritmurile mă cheamă. Horia, Horia! Da, ce mai e? Horia, acel ghiocel negru care? Cu care stă de vorba amicul nostru și mai negru. Cine e? Creola aceea. O elevă și ea. A venit din altă parte, abia anul ăsta. Domnișoara Cornelia Bredicianu, fica omului politic din Banat. E uluitoare. Uluitoare, inaccesibilă pentru deal de noi, căci s-a încântat de ea un tânăr profesor. Cine? Eu mă duc, mă voi prinde în vârtejul dansului.
presimți iubirea când privesc cu patimă în prăpastia din tine și-ți zic, o, niciodată n-am văzut pe Dumnezeu mai mare. Doamne, plecăm spre casă. După atâta chin și of, iată-ne bacalaureați. Bacalaureați, sau că tot să mai tânjim din după anii aceștia. Ei, lasă, că nu te mai cred pe tine. Ce ne-ai uluit tu cu răspunsurile tale la fizică și matematici? Ei, n-a fost cine știe ce eu... Ba da, ba da. Tu nu te-ai prins. Profesorul a vrut să facă paradă cu tine în fața delegatului guvernului maghiar. Ei, nu. Cum, chiar așa a vrut să... Da, da. Atunci de ce te-a întrebat despre teoria relativității lui Einstein și despre teoriile non-euclidiene care nici nu sunt în program? E că m-am ocupat de ele puțin tel. E, ce puțin tel? Ai uluit toată comisia. A ținti cu o armă cu praf de pușcă nu înseamnă a fi inventat praful de pușcă. Spune-mi, Blaga, ce ai de gând să faci acum? E, acum, fratele meu, Lionel, și-a deschis un birou de avocatură la Sebeș. Așa. Până mi-a fi dat să mă înscriu la filozofie, am să-l ajut pe el la birou. Funcționar, arhivar. Tu, arhivar? Știu eu cine mai hărăzi soarta. Dar ce? Ce s-o fi întâmplat? Nu știu. Am ajuns la vintrul de jos. Exact, vintrul de jos. Uite, mulțimea dă năvală să cumpere ziare. Uite, bietul vânzător de ziare e sufocat de talazurile mulțimii. Dar ce surpriză ne mai oferă viața? Prințul Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Habsburgii, a fost asasinat la Sarajevo. Auzi? Ziare! Vezi ce repede se manifestă destinul? O să fie război. Dragule, au plecat Lionel și Longin la oaste. Bătui ar Dumnezeu pe cei ce au pornit războiul. Și Longin, mama, s-a întors la București? Să fi rămas mai bine dincolo, să se fi înrolat în armata română. Dacă ți-e să cazi, să știi cel puțin pentru ce. A trebuit să-i dăm o telegramă lui Licinul la Constanța. Să nu alunce și el pe calea ordinilor Chezaru Crăiești. Dar nu o lasă cenzura. O să-i scriem în termeni camuflați. Da, dragă Liciniu, să știi că nu ne pârjolește dorul de tine. Poți să rămâi unde ești. Nu-ți fă griji din pricina noastră. Poți să rămâi unde ești. Nu-ți fă griji din pricina noastră. În singurătatea de acasă, încercai să mă realcătuiesc și mă închinai scrisului. Am umplut în câteva zile cu însemnările mele un caiet întreg. Îmi puneam în funcție metoda evadării fără de pași, cum o numeam, care de atâtea ori de aici înainte avea să mă scoată din impasuri. Retras în desișurile lăuntrice, în oraș nu mai ieșea aproape deloc. Îi era tot mai greu să suporte genul uman. Acest gen uman care a fost în stare să înceapă un război atât de incredibil pentru motive atât de stupide. La îndemnul mamei și a fraților mei, m-am înscris la teologie ca să nu pot fi mobilizat. Dar între mine și teologie am pus o tablă de azbest izolator. Trebuia să trec printre examene târâși grăpiși ca să mă țin ancorat undeva. Preocuparea generală, obsedantă, a românilor din Transilvania era una neclintită. Când va intra România în război? Întregirea națiunii în hotarele sale politice firești era o promisiune ce încă din copilărie ne-o făcea frunza rinilor, murmurul apelor și bătaia profetică a aripilor din văzduh. Tu stai aici, între hârțoagele filozofice și afară au început să ardă zările. Ce-i, Lionel? N-ai auzit, Lucian? Ce se aud? România a declarat război ieri după amiază. Va să zic că a bătut ceasul mult așteptat. Visul nostru! Uite, toți românii adormiți parcă de veacuri s-au trezit. Au înăvărit pe străzi și întâmpină speranța. Fără îndoială că autoritățile vor lua măsuri să fim evacuați și transportați cine știe unde. Eu voi căuta să rămân aici la adăpostul uniformei mele de ofițer de rezervă atât cât se va putea.
Poate că ne pomenim cu frații asupra noastră într-o zi, două. Și vom întâmpina cu sufletele zvâlnind de bucurie și cu brațele deschise. Nu, nu, nu. După amiază, la ora două, tu pleci la Viena. Eu nu știu. Da, uite, îți dau toți banii ce mai avem la bancă. Ai putea să ieși la liman timp de un an. Dar de ce să fug? Tu trebuie să te ferești de tăvălugul care vine. S-ar putea ca frontul să ne despartă în curând, azvârlindu-ne pe planete deosebite. Trebuie să rămâi pe cât cu putință în Austria. Viena, orașul universitar mult visat, se transformase acum într-un iad al propriilor sale speranțe și isca forfotă militară menită să acopere setea de lumină și cultură. Mocnea și o ură surdă împotriva românilor, iar veștile de pe front nu erau deloc încurajatoare. După ofensiva română care a fost oprită, frontul se îndepărta spre răsărit. Mi-am găsit o gazdă. Ziua mea petreceam la bibliotecă sau prin oraș. Când mă plictiseam de Upanișadele indice, o luam agale pe Alea Ringului și după o plimbare de dezmeticire, intram în cafeneaua Muzeum, nu tocmai departe de operă. Mă atrăgea poema artistică a Vienei, care își da întâlnire în acest local. Continuam să fiu cel mai asidu oaspete al bibliotecii universitare. S-a potrivit odată într-o după-amiază, după o oră, două de lectură, că și-a ridicat ochii de pe carte. Printre cei care așteptau să ia cărți era și... Cornelia Bredicianu. Cornelia. Cornelia. Ea e? Vai, ce frumoasă s-a făcut. Culoarea ei de creolă avea o nouă noblețe. Silueta calmă, privirea ușor melancolică, liniile inteligente erau aceleași, dar mai mature acum. Domnișoara Cornelia. Horia, Horia! Dar ce mai e? Horia, acel ghiocel negru care? Cu care stă de vorbă amicul nostru și mai negru, cine e? Creola aceea? O elevă și ea. A venit din altă parte, abia anul ăsta. Da. Domnișoara Cornelia Bredicianu, fiica omului politic din Banat. E uluitoare. Uluitoare, inaccesibil. Nu mai era fetișcana subțirică ce refuza cu dispreț băiețos împlinirile. Făptura de contururi înmuiate în nuanțe de catifea făcuse concesii feminității. O priveam pierdut și inima îmi bătea inexplicabil. Domnișoara Cornelia Bredicianu. Dumneata ești Lucian Blaga. Nu vă amintiți de mine? Oh, sunt nespus de bucuros. Dar ce faceți aici la Viena? M-am refugiat de furtunile războiului pentru moment. Dar intenționez să urmez filozofia. Eu m-am înscris la facultatea de medicină. Da? Aici se citește. Haide, haide afară. Hai afară. Hai. De ce taci? De ce taci? Mă gândesc la această liniște îndelungată și... A trebuit să te obișnuiești cu ea. Așa sunt eu, un om cu arșicar liniște înăuntru. Dar liniștele trec și începe iar cuvântul. Și după cuvânt vin din nou liniștile. Ceea ce rămâne însă e starea aceasta în care ne găsim și de care nu vom mai scăpa, nici eu, nici tu. Pe la 15 ianuarie 1917 îmi luam iarăși în stăpânire cuibul de la Sebeșalba. M-am cufundat pentru câteva luni în istoria artelor. Arta arhaică, babiloniană, apoi arta bizantină și gotică îmi destăinuiau încetul cu încetul ceva din spiritul lor. Am fost la părinții Corneliei în Banat. Deși politicoși, ei mi s-au părut foarte reci și distanți și la plecare mi-au dat a înțelege că prietenia cu fata lor nu le era la îndemână. Am venit sfâșiat de îndoiel și dezastre. M-am retras în sângele și în tăcerea mea. Se făcea uneori că nu scoteam niciun cuvânt ceasuri întregi. Numai odată, într-un amurg care da în odaie și cu roșața lui răstălmăcea paloarea, am zis: Mamă,
Mamă, povestește-mi ceva frumos. Fă să uit. Tu știai odată un basm despre unul care a fost pe celălalt tărâm. Nu ți se pare că am rătăcit și eu pe acolo? Vreo câteva zile, care au fost însă cât sutele de ani? Cine m-ar putea deslega? Dar temeinic, așa ca să rămân numai o grămadă de cenușe. Fii tare, copilule. Toate trec. Toate trec. Vreo câteva săptămâni n-am mai scris Corneliei nicio scrisoare. Cineva în mine începuse să cânte și însemnam cuvintele cântate pe hârtie. N-am mai trimis Corneliei niciun răvaș, dar într-o zi i-am trimis poeziile, așa ca de la un autor oarecare. Anotimpurile studenției începeau în condiții din cele mai puțin princioase și nu aveau să aducă nimic din darurile mirifice ale vieții visate. Mizerie, foamete, neliniște, neîncredere, dezordinile războiului. Eram rău încercați de incertitudini în legătură cu frontul de pe pământul românesc. Deși el avea nestrămutata convingere: puterile centrale vor pierde războiul. Nu trebuie să ne descurajeze înfrângerea vremelnică a armatelor române. Acum noi românii suntem în nadir, dar toate se vor îndrepta și noi ne vom trăi viitorul în România, care va fi o țară până dincolo de munții Apuseni. În octombrie 1918 era la Viena. Cursurile universitare începuseră într-o atmosferă de generală nervozitate. Ca să-și păstreze echilibrul în vârtejul evenimentelor, a început să lucreze la teza de doctorat într-o problemă de teoria cunoașterii. Bulgaria se prăbușise. În împărăția austro-ungară și Germania, simptomele de degradare se înmulțeau de la o zi la alta. Mânjite de sânge, simbolurile imperiale se năruiau. Studenții care luptaseră ani de zile pe fronturi se întorceau la vetrele lor. Pe gangurile universității apăreau tot mai multe fețe combative, brăzdate de experiența războiului. Cornelia! Lucian! Lucian, am o veste extraordinară pentru tine! Prezența ta e singura veste care... Lasă! Lasă, știi doar că o să vin, că nimic nu ne poate despărți. Draga mea, da. Știi, fără știrea ta, am dat toate poeziile care mi le-ai trimis din Poemele Luminii profesorului Sextil Pușcariu. Da, iată răspunsul. Un poem... Este entuziasmat! Pușcariu? Cornelia, da. Când? Taci, citește! Da, vă, așa. Vom publica pe rând în Glasul Bucovinei poeziile dumitale care ne-au entuziasmat și care mi s-au părut de o neasemuită frumusețe și originalitate. Ne-am decis cu Dede Roș ca prietenul meu să plecăm repede acasă. Eu nu pot. La medicină frecvența e obligatorie. Dar tu să te duci. Trebuie să nu pierzi marile evenimente care se rostuiesc în țară. Decembrie 1918. Pentru marea, istorica adunare națională de la Alba Iulia, unde s-a hotărât alipirea Transilvaniei de patria mumă, n-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse vreme de sute de ani. Stam la îndoială, deși țineam gata de tipar cele două vorumașe, Poemele Luminii și Pietre pentru templul meu. Ezitam. Față de atmosfera generală de entuziasm ce înconjura ca o luminoasă aură împlinirea visului de unire națională, aveam modestia de a recunoaște că poezia și cugetările mele nu aduceau nimic, dar absolut nimic, în legătură cu realitățile istorice sau în legătură cu izbânzile concrete ale destinului politic la care luam parte cu căldură și puritatea tinereții. Până mi-a căzut în mână un lung articol al profesorului Sextil Pușcariu, care prezenta în Glasul Bucovinei Poemele Luminii în chipul cel mai elogios cu putință. Se scria despre volum înainte ca volumul să fie apărut. Ceasul suna gândului o deslegare. Și am dat la tipar cele două volume.
Poemele au intrat în lucrare la Orăștie, iar aforismele la Sibiu. N-au trecut bine două săptămâni și Nicolae Iorga publica în Neamul Românesc. Din Ardeal ne vin frumoasele versuri ale domnului Lucian Blaga. Domnia sa crede că ne dă poemele luminii. Nu sunt însă poeme și nu lumină e ce stăpânește. Sunt bucăți de suflet prinse sincer în fiecare clipă și redate cu o superioară muzicalitate în versuri care, frânte cum sunt, se mlădie împreună cu mișcările sufletești însăși. Această formă elastică permite a se reda și cele mai fine acte ale simțirii și cele mai delicate nuanțe ale cugetării. Ia aici un tânăr care întinde brațe și energie către tainele luminii. Tainele nu se prind niciodată, căci avem un singur chip de a le prinde, să le trăim. Dar avântul acestor brațe, drept și nobil întinse, trebuie prețuit și el ca și distinția de așa naturală grație a formei. În rândurile rărite îngrijorător ale cântăreților simțirii noastre de astăzi, fi binevenit, tinere Ardelean. Plecai la București. Sentimentele naționale și exaltarea pricinuită de cuvintele încurajatoare care se scriau în revistele țării despre cărțile mele, ca de un dar pe care Ardealul îl face României în ziua Marii Uniri, m-au îndemnat să plec imediat în capitala mult visată. Am inspirat adânc aerul și am sorbit rumoarea din capitala României. Nu mai puteam să-mi găsesc astâmpăr și la puține ore după ce am sosit, am pornit să colim pe străzi. M-am oprit atras de o amintire îndepărtată. La Academia Română, cineva rostea cu pondere solemnă un discurs. Ascult. La un moment dat, aud limpede cuvintele. Astăzi, ideile dumneavoastră literare încep să-și dea roadele. Chiar din Transilvania ne vin poeziile de nouă factură ale tânărului poet Lucian Blaga. Nu vă supărați. De fapt, ce se petrece în sală? Profesorul Ovid Densușanu și-a ținut discursul de recepție. Acum îi răspunde profesorul Ion Bianu. Vă rog, după ședință, îi puteți da un bilet domnului Sextil Pușcariu? Da, cu plăcere. Mulțumesc. Blaga, aici. Oh, mă bucur, mă bucur din suflet. Domnule profesor, nu știu cum să vă mulțumesc. Nu fii protocolar și solemn, tu ești poet. Nu știu, dumneavoastră s-a făcut atâtea pentru mine că... N-ai limba deprinsă cu reverențe. Vino, vino, tinere. Mă bucur să te cunosc. E o onoare pentru mine să cunosc un poet atât de mare. Domnule profesor. Vino, vino să te prezint lui Iorga. Iată-l, domnule Iorga, acesta e tânărul poet Lucian Blaga. Fii binevenit din țara Ardealului, tinere mare. Domnule profesor, am citit în Neamul mulțumirile mele pentru... Nu am scris nicio vorbă exagerată. Vă mulțumesc foarte mult. Câți ani ai? 24. Hei, după poezii și aforisme credeam că ai 35. Mâine dimineață ne vedem aici să stăm mai în tihnă de vorbă. Da. Să treci într-o zi pe la redacția Neamului Românesc. Vă mulțumesc, desigur. Vă mulțumesc. Dați-mi un trup, voi munților, mărilor, dați-mi alt trup să-mi descarc nebunia din plin. În cursul săptămânilor ce au urmat, amiciții noi se întemeiară. L-a cunoscut pe Vlahuță, pe Tudor Vianu și pe câți alții dintre cei a căror lumină spirituală o râvnea de mult. O veste, nici nu știu pe ce cale sosită, m-a anunțat că ea va fi curând la Viena. Am trecut în fugă pe la Sebeș, am luat trenul spre Viena.
trec zile grele și nu mă pot porni la nimic. Zilnic trec pe la universitate să găsesc o înștiințare, o telegramă, un rând. Fior de octombrie și ploaie subțire deasă ca pânza. Universitatea se populează. Frunzele prin parcuri îngălbenesc. Se încheia un anotimp sau o epocă. Într-o zi găsesc la poarta universității un răvaș. Am sosit. Ne întâlnim mâine la ora 10 la bibliotecă. Cornelia! Cornelia, iubito! Iubitule! Cornelia! Iubitule, stai că mă nebuș! Ce faci? Ce-i cu tine? Arăți foarte rău! De ce? Haide, haide, liniștește-te! Știi că în curând ne vom căsători? Cine? Cum? Noi doi! Iubito! Iubito, ce fericire! Pot striga clipă, oprește-te! Sapă, frate, sapă, sapă, până când vei da de apă. Ctitor fii fântânilor, ce gura inima ne adapă. Zodii sunt și jos sub țară, fă-le numai să răsară. Sapă numai, sapă, sapă, până dai de stele. Ați ascultat Cronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga, dramatizare radiofonică de Valeriu Sârbu. În distribuție George Oancea, Silviu Stănculescu, Gina Petrini, Eugenia Bosânceanu, Alexandrina Halic, Virgil Ogășanu, Emil Liptac, Marcel Gingulescu, Florian Pitiș, Sorin Gheorghiu, Ioana Cazeti, Nicolae Botez Lucian, Mihai Vălcescu și alții. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Nicolae Negoe. Regia artistică, Cristian Munteanu.